Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri 9 martie 2018, cu alte cuvinte, prima zi după 8 martie. Bună dimineața, domnule. Bună dimineața, bună dimineața. Ce mai faceți? Cum ați sărbătorit prin muncă ziua de ieri? Muncă, prin muncă, într-adevăr. Prin muncă, prin dedicare pentru sănătatea publică, pentru că așa sunt eu obișnuit, să nu dorm decât foarte puțin când mă gândesc la sănătatea publică și la binele comunității. Și oare că ți-o mai faci așa? Candidez, da, da, candidez. Nu, că am văzut că prinde, cu promisiuni de genul ăsta, vom face, vom drege, vom mări pensii, vom mări salarii, vom mări salariul minim, din da, astea. Da, nu venitul, da? Adică... Da, vă vom da în cap, vă vom lua, deci chestii de genul ăsta. E un fel de hoții mascate cu toată trâmbița asta, dar în principiu, sincer să fiu, sunt un pic cam dezamăgit de ceea ce se întâmplă cu marea revoluție fiscală a domnilor ăstora, pentru că sunt în situația de a lua niște decizii la cabinet referitoare la angajații mei, cu jumătate, cu fracțiune de normă. Sunt niște treburi un pic mai complicate. Dar noi încurajăm afacerile, stimulăm mediul privat, stimulăm medicii să rămână în țară, suntem minunați și avem congres mâine unde vom face și vom drege din nou. Da, sunt foarte încântat. Aproape că nici n-am mai urmărit să văd ce vor. Am văzut că deja e scandal, deja... Sigur, da, da. Nu știu, cred că e vorba aia românească, care e că se poate... L-a luat Dumnezeu mințile. Când le dă puterile, le ia minți. Când le dă puterea, le ia mințile. Când Dumnezeu vrea să piardă un om, mai întâi ia mințile? Păi, din punctul ăsta... Din punctul ăsta de vedere, nu știu, parcă... Parcă niciuna din guvernările pe care le-am avut n-a avut mai multă lipsă a minții. Pentru că niciuna din guvernările pe care le-am avut până acum nu au făcut așa o harababură pe care au făcut-o domnii ăștia. Deci cel puțin în domeniul fiscal este un pumn dat a angajatorilor foarte puternic. Nu, angajatorilor din mediul privat, din partea statului. Din mediul privat. Da. Eu nu vorbesc de stat. Pentru că la stat, statul dă, statul achită, statul face. Eu vorbesc de cei care au... Cu statuia, nu? Da. Cu statuia, sigur că da. Ideea este că în mediul privat sunt cele mai multe treburi, pentru că... Nu știu cum să spun, Max, este numai cine scoate bani din buzunar ca să plătească anumite chestii, înțelege cum funcționează sistemul ăsta pe care ei l-au reformat acum. Mie mi se pare o tâmpenie fenomenală. Uite un pic că acum o mărită de la 1 martie salariile la medici din spital. Apropo, pentru cei care tot îmi spun că nu mai pot de bine, nu mi-au mărit mie niciun salariu. Deci au mărit la medici, deci, la medici de din spital. Nu? Eu nu sunt bugetar. Pare rău. Eu am un contract pe care funcționez. Eu nu sunt bugetar, eu n-am leafă, eu nu am salariu fix unde care-mi vine în fiecare lună, indiferent ce fac. Nu. Deci eu am un buget în funcție de activitatea pe care o am. Am consultații multe, mă caută lumea, am luna asta cum să mă descurc. Nu am, mult pa. Deci numai cine nu scoate din buzunar să achite toate porcăriile astea nu înțelege ceea ce se întâmplă cu adevărat. Este destul de complicat. Este foarte complicat. Au mărit salariile la medici, ce au făcut a doua sau a treia zi? A ieșit doamna ministru a sănătății, doamna, cum o cheamă, că nu știu cum îi cheamă, de la o bucată de vreme... Pentru un an de zile s-au schimbat atâtea guverne. Da, e foarte greu să-i ții minte. A ieșit doamna asta și a spus că modifică legea astfel încât va mai fi o asigurare de sănătate tot obligatorie, un alt fel de impozit. Vrei, da? Vrei... Vorbiți serios? Sigur că da. Vrei asigurări de sănătate? Vrei două sau trei remeneuri pe lună? Plătești, tovarășe. Vrei altceva? Plătești. Adică vei avea un pachet de bază, obligatoriu și ăsta, plus alt pachet cu anumite servicii, tot obligatoriu și ăsta. Dar de ce nu faci contract individual de sănătate? Lasă-mă, dacă vreau să plătesc 3.000 de euro pe lună la sănătate, să plătesc. Dar în momentul în care vin la spital eu, să fie sărbătoare. Domnul, ăsta este membru gold.
îi facem tot de la A la Z, stă singur, îi facem cameră de hotel la spital. De ce nu mă las să fac așa? Până la urmă el plătește cât pentru 30. Da, 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 da. Ci că e solidaritate socială. Ci că noi avem grijă unii de alții. Cum? Cum? Băgând mâna în buzunarul ăstora care au afaceri. Nu știu cum naiba avem îți grijă spun unii cum? De alții, dar îți persoanele spun aflate cum? În dificultate, din păcate, sunt foarte multe. Îți spun eu cum avem grijă de alții. Băgând mâna în buzunarul celor care muncesc, care achită și care au afacerile la vedere. Pentru că în buzunarul ăstora care conduc jeepuri de 10.000 de euro, dar ei în acte n-au un leu, în buzunarul ălora nu bagă nimeni mâna. Are de recuperat statul conform deciziilor din instanță, 2 miliarde de euro de recuperat. O recuperat ceva? Absolut nimic. Deci îmi pare rău. Mari evazioniști, mari șmanglitori sunt plecați. Caută-i. Sau fac arest la domiciliu 3-4 luni. Da, da. Prejudiciul recuperat neam. Ce-i asta? Deci sunt niște fenomene. Dar noi în partea asta soluții nu avem. Avem soluția de a biciui mărțoaga. Mărțoaga aia obosită, exact, care trage. Sigur că da. Biciui mărțoaga care și așa de-abia se mișcă. Îi mai luăm și de la mărțoaga asta tot ce se poate lua, ca să-l încurajăm să rămână în țară. Bun, ca să moară naibii la 50 de ani de infarct sau de accident vascular cerebral din cauza stresului, să nu-i mai dăm pensii. Lasă că o tras prostul pentru alții. Să dăm ajutoare sociale la putori care stau de pomană. Înțelegi? Deci asta este fenomenul. Ăsta este fenomenul. Da, asta cu ajutoarele sociale duse. Da, să nu fie cumva și asta la un moment dat o falsă problemă, deși ori de câte ori îmi ridic acest semn de întrebare, mă invit și pe mine și invit și pe alții. Dom'le, să nu luăm România așa cum o vedem noi zi de zi. Dacă vreți să vedeți adevărata România, mai mergeți și prin alte locuri decât vă deplasați cotidian. Decât ajungeți și la cârșma din sat la ora 10. E plin. Da, și ne mai mirăm că suntem unde suntem. E o problemă care începe de undeva de la bază, dar se vede cel mai tare la vârf, după cum spuneați. Și asta e. Doamne, se plimbă niște cipane, dar nu sale lor. Adică, nu sale lor. Nimic, nu mai e pe... Nimic nu mai e pe persoană fizică. Nimic. El e zero. În act e zero. N-are un leu. Înțelegi? Dar jeepul de 10.000 de euro, masă pe la nu știu pe unde, că na... Da. Mănâncă în oraș, domnul, la mall, îi cu așa niște sacoșe de parcă e Boeing când vine, înțelegi? Deci cam ăsta e fenomenul. Asta este România, asta este realitatea. Foarte mulți dintre cei care compun astăzi poporul ăsta au nevoie să fie învățați lucrurile de bază. Igienă, alimentație, bun simț și limba română. Da, asta da, este fenomenul. Vedeți dumneavoastră că asta cu limba română are așa atâtea, pornind numai de la asta, da? Are atâtea probleme cu dus întors, încât fie vorba între noi, putem vorbi până poimine. Ai odată niscaiva minorități care nu vor limba română. Refuză să învețe limba română. Ne se permite. Ai câteva minorități care, că de ce trebuie să învețe limba română? Că noi oricum ne descurcăm, adică suntem foarte buni vorbitori de limba română când ne trebuie, da? Da, corect. În rest, își transmit mesajele codificat, nu? Ca să nu... Da, să nu înțeleagă nimeni. Ca da. Să nu înțeleagă nimeni. Știi cum criptau pe vremuri cu Enigma? Cu Enigma, adică da. Se chinuiau cumva. Aici n-am auzit pe cineva să fie interesat să învețe. Da, nu e problemă. Poți să nu înveți decât să vorbești limba română stâlcit și prost, mai bine nu vorbești deloc. Adică mie mi se pare cel mai corect. Nu cunosc limba română, să o vorbesc în mod corect, nicio problemă. Vorbesc limba maternă în care am crescut eu. Că-i ungurește, că-i eu știu ce, alt... Na, în fine. Dar treburile sunt un pic mai complicate. Eu ți-am spus, sunt foarte necăjit și sunt foarte dezamăgit de toate schimbările astea pe care ni le-au impus domnii ăștia. Nu știu în ce mod vor mai rezista pe piață anumite firme, nu știu în ce mod vor mai fi, locuri de muncă în regim de contract parțial de muncă, pentru că nu-ți convine la două ore să plătești 1.000 de lei pe lună. Nu-ți convine. Nu îți convine.
Da, și mi-aduc aminte cum a fost momentul ăla. Am ridicat în cadrul acestei emisiuni. Am vorbit numai, am spus aceste probleme. Atât de ușor a fost să mărească din pix. Că, bine, putem spune cu nume și prenume. Ionuț Mișa, da? Fostul ministru al finanțelor. Dar uite și asta metodă, știi? Adică schimb ministru, băi, vine domnul Orlando. Da, da. Și... păi gata, parcă, nu? Vine, le rezolvă, le nu știu ce, dar, adică problemele rămân. Omul l-au schimbat, nu mai e Ionuț Mișa. E domnul Orlando, Teodorovici. Teodorovici, da, 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 da. Da, vine și, adică, totul e de la zero, nu? A trecut un an de guvernare, un an și un pic, și totul e de la zero. Ca să nu mai vorbim, că tot este la modă și m-am informat și eu oarecum despre criza de imunoglobulină din spitale. Imunoglobulină. Homoglobină. despre criza de imunoglobulină din spitale, pentru care din cauza căreia mor oameni. Dar practic ce e imunoglobulina asta? Imunoglobulina asta este o proteină, este o substanță care se folosește în anumite cazuri. În două tipuri de cazuri. În cazuri de urgențe majore, când are o anumită indicație și sunt boli genetice sau sunt boli deci, care... Și la urgențe, da, și sunt la boli genetice. Boli genetice care sunt cu... Așa se nasc oamenii sau așa dobândesc ei un deficit de imunoglobulină. Și atunci ai nevoie să aduci în fiecare, deci în fiecare, la un interval de timp să-i pui în corp omului ăluia imunoglobulină ca să poată trăi. Cum e insulina pentru diabetic? Cam ce fac genul ăsta, da. Care au necesar de gamma globulină, de imunoglobulină. Și spune-mi, te rog frumos, înainte că eu când eram mic, țin minte că parcă erau niște pastiluțe, erau oricum cam ca la kilogram gamma globulină pentru... Da, dar mai țin minte când eram tot așa mic și făcea vreunul din clasă hepatită, ne vaccina cu gamma globulină în picior sau în mână sau unde da? Ne vaccina. Da. Eu am avut un coleg în clasă. Ceva țin minte că la un moment dat unui copil i s-a făcut rău la cinematograful modern da. Și avea gamma globulină la el, de s-a spart cutia aia, dar erau numai... Da, bine, ideea e în felul următor. Sunt substanțe care sunt vitale pentru anumiți oameni. În lipsa cărora, ce să vezi, oamenii ăștia mor. Mor. Așa. Problema trebuia rezolvată de către minister de foarte mult timp. Numai că, Max, programul de guvernare și praful în ochi pe care l-a dat domnul ăștia populației veșnic bolnave, așa cum vedem și prin reclame la televizor, că sunt constipați, că au probleme cu eu știu ce, că au probleme cu transitul, că au probleme cu tot felul de chestii. Nu. De fapt, mică paranteză, nu vreau să vă întrerup, dar spun atât. De fiecare dată, altcineva e vinovat. Nu ei! Normal. Ei, dacă sunt constipați, e pentru că Soros. Da, dacă da, sunt da, nu știu da, ce, da, e da, pentru da, că da, 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 da. Codruța. Că, da. Adică niciodată nu vezi, bă, am greșit și noi. Știi? Nu, dar asta e sportul național. Da, da, asta da. E mică paranteză. Chiar da. încep să mă înfurie. Atenție! Da. Gândește-te un pic că domnii ăștia au promis oamenilor și marea majoritate a populației nu știe să treacă corect strada și nu știe să exprime corect în limba română. Ce să mai vorbim de scris sau de înțeles ceva. Ce a spus? Ce au spus? Vom ieftini medicamentele. Da! Mm-hmm. Dați năvală! Gândește un pic, să ieftinești medicamentele în condițiile în care s-ar putea ca producătorilor să nu li convine să-ți mai aducă medicamentele astea în România. Adică dacă un flacon... Cam pe aici ar fi și chiar la imunoglobulina. Dacă un flacon de, eu știu ce, costă 10 euro în Germania, iar în România costă 3, ghici unde va duce producătorul flaconul ăla? Medicina înseamnă bani. Companiile farmaceutice lucrează pe profit, nu lucrează ca și Crucea Roșie în beneficiu omului, nu sunt voluntari. Asta da. Nu se înțelege și nu s-o înțeles niciodată. Sănătatea și medicina înseamnă bani. Pentru că, pentru orice afecțiune pe care o ai tu sau altul, când mergi la spital, cineva achită. Nu te duci tu, nei ca nimeni, că ai tu drepturi și că ai plătit tu 190 de lei pe lună și ești asigurat și consumi de 4.000 pe lună. Cineva vine din spate și achită. Eu, tu, alții care achită la bugetul de stat ca proști. Da, da. Da? Deci asta nu se înțelege. Vom ieftini medicamentele. Da, dar vor pleca producătorii din țară și nu o să mai vezi ce cumpăra băi tănăilor.
Nu contează. Medicamente ieftine, că noi suntem bolnavi și necăjiți. E cam așa se câștigă alegerile, Max. Prostia unora. Da. Deci nu te mai mira. Revenind la această problemă, care e o problemă, uite, un prieten de-a meu spune așa, acum un an jumate am fost în Germania să cumpăr două fiole, că în România nu era. Da. Păi, atâta timp cât, cum să spun, asta deja mi se pare, domnul Haidamac, mi se pare crimă. Adică, doamne, se întâmplă de pe o săptămână pe alta. Mai e câteodată, că am înțeles că și cu vaccinul antiviperin, da? Da, da. Ăla da. E perisabil. Da. Da? Da. Ok, ceea ce înseamnă că are o perioadă de încearcă oamenii să se aprovizioneze și nu cumpără 5.000 de doze, da? Că nu da. Vin 50.000 de mușcați de viperă. Și atunci încerci să te adaptezi. Și când e o chestie de genul ăsta, sistemul, îndrăznesc să cred că în bună măsură funcționează. Da? În da. Bună măsură, nu... Da. Da, e o situație. Da, pentru că nu... Dar aici discutăm de criza de imunoglobulină începând de acum un an jumate. Asta dacă e după spusele prietenului meu, dar oricum se vorbește de măcar un an de zile tot, știu eu. Au murit oameni, punct. Acum câteva luni, da? Au murit oameni, punct. Nu mai discutăm, că stai să vedem, că stai... Ești autoritate... Păi cum să o catalogăm pe asta, domnule? Ești autoritate publică. Ești cu pretenția și cu mandatul de a avea grijă de populație. Am înțeles. Nu le poți da pensii și salarii cum trebuie, pentru că na, nu sunt suficiente mărțoage pe care să le biciuiești ca să-ți aducă ție la buget bani. Bun, am înțeles. Dar ai naibii grijă să nu-ți crape din cauza lipsei de medicamente. Mie asta mi se pare fenomenal de cinic și de prostesc și din punctul meu de vedere ar trebui să plece toți acasă, dacă nu la pușcărie. Înțelegi? Da. Deci asta este fenomenul care mă îngrijorează pe mine. Păi nu, că pentru asta... că nu ești în stare să asiguri la un spital. Îți faci un calcul, frate, câți bolnavi de treaba asta am? 1.000. Câte doze îmi trebuie în fiecare lună? 50.000. Bun, de unde le iau? De la ăla. Mă duc și le iau de gât. Prietene, eu ca țară am nevoie de 50.000 de doze de imunoglobulină pe lună. Achit și mi le dai. E simplu. E atât de simplu. Găsești bani pentru tot felul de porcării, de studii de fezabilitate și orice fel de tâmpenie, da? Pentru nimic, da. Da? Dar pentru ceva care să țină omul în viață, nu găsești bani. Păi, atâta timp când discutăm de viețile oamenilor, cred că foarte, foarte ușor putem discuta de strategie națională, de CSAT, de siguranță sigur a că țării. Da. Sigur și că dacă da. Ai o problemă, că producătorii nu mai... Te apuci să faci tu imunoglobulina, nu? Păi, unde? Păi unde? Unde? Faci o fabrică de imunoglobulină, faci unde? O fabrică de medicamente, cu cine pe vremuri aveam. Cu cine? Cercetător nu ai, personal nu ai, lume care să-ți muncească nu ai, cu cine? Ai vândut tot, ai pus totul pe chituci în 29 de ani, nu te mira, ne merităm soarta, îmi pare rău. Nu suntem în stare să facem noi, asta este asta foarte clar. Asta cum ne merităm soarta niciodată, n-am să fiu de acord. Că din tu păcate, da! Din fericire pentru mine, eu n-am fost 5 minute la conducerea acestei țări sau acestei zone. Așa că eu n-am ce să reproșez. Da. Eu arăt cu degetul către ei. Da, dar nu depinde de tine. Pentru că ție îți dictează viața majoritatea. Majoritatea fără dinți în gură care votează și care nu înțelege absolut nimic din nimic. Aia îți dictează ție viața. Tu nu te gândi că ești stăpân pe viața. De aia care vin acum nu și ești. Eventual urlă, domne, jos cu tare. Jos, dar nu înțeles. Alegeri libere. Încetul a devenit o obsesie națională. Doamne, justiția. Păi oameni buni, dați așa o leagă. Deci, una și una fac două. Nu contest că nu ar fi probleme și aici ca în altă parte. Fără discuție. Întotdeauna nu există pădure fără uscături. Dar să avem pardon. Dacă, eu din punctul meu de vedere, dacă am ceva ce să-i reproșez DNA-ului, da. E că s-au risipit cele 2 miliarde de euro de care da, făceam vorbire de mai devreme. Da, nu ține de ei, nu, că au reușit să dovedească după ce s-a întâmplat. Bă, ăștia ar trebui să aibă groază de DNA. E normal că vor să schimbe legea și vor să facă orice. Dar DNA-ul, Direcția Națională Anticorupție, vă dați seama, vizează pe ei. Da, pe ei, pe ăștia care se află la putere. N-am. Da, dar în momentul în care ai, de exemplu, dosarul Microsoft unde ai furat 8 milioane de euro și stai acasă 2 ani și nu dai niciun leu înapoi, de ce să te temi? Păi nu, dar asta mai discutat cât e mai mare valoare. Sau, în dosarul Microsoft, partea americană, păi, e prea curată prințesă, nu? Sau cum?
Max, dar gândește, îți amintești de autostrada... Ții minte cum a fost, scandalul cu Microsoft, când a anunțat FBI-ul. Da. Bă, fraților, vedeți că le-au intrat la ăștia niște bani, de nu știu unde, au o problemă, da. Și cred că i-au furat de la voi, da? Da, da. Nu e nicio problemă. Ia vedeți care-i treaba. Și s-au apucat ai noștri să studiezi dosarul. Orice vrei tu, au mai găsit ceva pe acolo. Da. Bă, da, Microsoft-ul în sine e prințesă, e nemaipomenită. Da, autostrada Bechtel, unde-i plătit ca nebunul zeci de miliarde ca să nimic. Înțelegi? Cum? Proiectul original. Deci sunt chestii care se fac pe față. Deci asta este foarte clar. Deci pe față. Iar nu temera că nu ai imunoglobuline și mori ca prostul. Mâine pe mâine n-ai să ai insulină. Și ce faci? Ce ai să faci? Cine te bagă pe tine în seamă? Cine te bagă pe tine în seamă? Absolut nimeni. Dar ieftinim medicamentele. Bravo, vrem! E, boilor, asta este. Deci cam ăsta e fenomenul. Asta înseamnă să nu înțelegi nimic din nimic. Asta înseamnă să pui botul la tot felul de tâmpenii pe care ți le spun unii. Asta înseamnă să nu poți gândi decât în termen de mi-ați dat o găleată ca să mă duc să votez. Da, dă găleata încoace, mă duc și pun și ștampila. E simplu. E, ce mai vorbim acum? Stai ai să și vezi. Mop la găleata? Ai și mop, da, nu-i nimic, lasă că dau ăsta-s mop. Înțelegi? Mai fac rost de... Dă-mi un mop și mai fac rost de un vot. Da, corect. Mopul și votul. E foarte simplu. Dar, nu, este trist să vezi, faptul ăsta că oamenii sunt niște, cum să spun, niște... Nu, sunt o masă de manevră. Da. Reprezint o masă de manevră. Din păcate, masa asta de manevră îți decide ție și mie și altora viitorul. Iar exodul ăsta al valorilor, tocmai aici își are cauza. Înțelegi? O dat Olguța 4.000 la un medic rezident de la 1 martie. Hai să vedem dacă și primește medicul ăla rezident a Țabani. O vedea. Eu am colegi care sunt medici rezidenți și chiar am să mă uit exact și chiar am să scriu despre treaba asta. Pentru că mi se pare o nouă vrăjeală incalificabilă și cinică. Asta mi se pare mie, da. Da. Eu vă spun mai sincer, credeam că lucrurile și din baza informațiilor pe care le aveam, că lucrurile sunt așezate pe un făgaș normal. Nu. Eu vă spun ce vedeam și că, ce credeam cu tărie, da? De asemenea, spun, eu ca sucevean sunt într-o situație complicată. Și când spun acest lucru, mă gândesc la următoarea situație. La spitalul Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, spitalul de urgență și la spitalul vechi, în ultimii ani de zile, și aici e meritul managerului de acolo, lucrurile s-au întâmplat altfel, bănuiesc, decât în multe alte părți din țara asta. Spitalul, din punct de vedere al dotărilor, spitalul din Suceava, după mintea mea, arată foarte bine, adică arată spre Germania. Da? Da. Deci avem, ne fură ochii, de-aia... E așa. Nu știu cum e în restul țării. Nu da? E suficient. Nu e deci, suficient. Nu, cred că nu... Da, repet, nu știu cum e în restul țării și tocmai de aia mi se pare că această guvernare, în mod special, pentru că aici discutăm de partea asta de salarii la medici, pare să că a pus... boi, a pus căruța, adică a început să așeze lucrurile. Când veniți dumneavoastră și îmi spuneți că în sănătate nu sunt lucrurile așa, vă spun sincer că parcă mi se drămă un castel de nisip, că era cam singurul lucru bun și serios care l-am văzut în această guvernare. Și anume, investiția în sănătate astfel încât să nu ne mai plece medici, să nu mai fie exodul ăla de medici. Este exod de medici și va fi permanent. Pentru că la Suceava îți mai trebuie încă un spital. Asta eu o spun de ani de zile. Spitalul, într-adevăr, arată bine, medicii, într-adevăr, sunt plătiți decent, pentru că managerul, într-adevăr, o știu să facă toate treburile astea și este exclusiv meritul lui. Pentru că... Știi, aș spune și meritul Consiliului Județean asta vreau să spun eu. Asta vreau să spun da? Eu, pentru că știi să împartă ceea ce primește în mod eficient. Și asta este meritul managerului și se vede. Numai că problema de fond nu este rezolvată. Adresabilitatea este enormă. Medicii ăștia, chiar dacă sunt bine plătiți și au dotări cât de cât, nu mai fac față. Sunt obosiți, sunt supra-solicitați și sunt puțini.
îți mai trebuie un spital, îți mai trebuie medici. Deci aici este, aici este nevoie de investiții. Eu sunt foarte curios să văd dacă într-adevăr se aplică grila asta de salarizare. Pentru că a plăti medicii cu un salariu mai bun este un prim pas pentru a-i ține în țară, pentru că de asta îți pleacă lumea. Adică gândește un pic, ai salariul în spital de 1000 și ceva de euro, bun, pleci afară pe 10.000, mai stai? Hai să fim serioși. Dar pleci la 3.000, nu? Hai să fim, serioși. Nu mai stai. Eu dau exemplu. Că viața de acolo, oricât de scump ar fi, culmea, care e mai ieftină și unele chestii sunt chiar mai ieftine. Și mai vezi benzina, și e mai ieftină acolo. Și mai sănătoasă e mâncarea. Față de ceea ce primim noi aici. Da, benzina e mai ieftină acolo. Da, mâncarea e mai ieftină acolo. Da. Alte lucruri sunt mai scumpe. Alte lucruri sunt mai scumpe. Da, oricum, la un salar de 3 ori mai mare, trăiești de 2 ori, sau nu, de vreo 5 ori mai bine și cu mai puțin stres decât. Da, așa este. Deci aici este fenomenul principal. Noi degeaba cosmetizăm niște chițumii, niște cutii de chibrituri, pentru că tot asta rămân. Niște cutii de chibrituri, pentru că sunt situații când la spital stau câte 2 în pat, stau câte 3. Sunt situații în care la urgență stai câte 8 ore. De ce? Pentru că nu sunt medici, pentru că nu este personal, nu că ăia stau și beau cafea, cum spun marea majoritate a semi-analfabezilor ăstora. Nu stă doctorul și bea cafea. Și nu mai poate că ești tu pe targă. Nu există așa ceva. Sunt puțini și voi sunteți mulți care veniți pentru orice la spital. E simplu. Înțelegi? Deci cam ăsta este fenomenul. Ideea este că, eu ți-am spus, eu am să mă interesez în mod special de subiectul ăsta, chiar am să scriu despre el, referitor la medicii rezidenți. Pentru că ăștia reprezintă viitorul. Tu dacă pe ăștia îi ții la 300 de euro pe lună sau 400 și le mai tai și bursa aia de 600 de lei pe care o aveau ei, ăștia în secunda 2 ți-o plecat, mă, nici nu-i mai interesează. Deci nu că stai să vezi că vine Olguța, că vă dăm pe naiba. La revedere, doamnă, sărut mâinile. Mua, și-am tăiat-o. Deci nu mai discute nimeni cu chestiile astea. Sunt niște fenomene care sunt destul de complicate, iar ceea ce nu sunt înțelege este faptul că un popor, sau se înțelege foarte bine, pentru că un popor analfabet și bolnav e visul oricărui politician. Da. Din păcate, asta e realitatea. Da. Asta e realitatea. E simplu. E foarte simplu. De-aia mai urlăm noi și bă, aici eu am mai pus întrebarea asta. E nedrept și e total subiectiv, dar cu toate astea cred că aș primi răspunsul cel mai bun de la dumneavoastră. Apropo de întrebarea existențială, ou sau găina, da? În cazul de față, învățământ sau sănătate? Amândouă. Știu. Ideal așa ar fi. Amândouă. Dar de undeva trebuie să pornești. Păi n-ai cum pornești de la învățământ, Max. Deci pornești de la învățământ. Iar deci învățământ. Pornești de la învățământ. Da. Deci pornești de la învățământ pentru că n-ai cum altfel. Uite, îți dau un exemplu cu tuberculoza. Iar eu un articol din Mâine din Monitor am scris o chestie de genul ăsta. Tuberculoza este boala sărăciei și a mizeriei. Da, așa știam și eu. Da. Da. În momentul în care tu înveți că, da, nu știi, te învățăm. Nu poți, te ajutăm. Nu vrei, te obligăm. Simplu. Corect, da. Înțelegi? În momentul în care tu nu știi să te speli, să te îmbraci, nu știi să mănânci, oamenii te pot învăța. Și uite că dacă dormi câteva ore mai bune pe noapte, dacă nu bei până pici lat, dacă nu fumezi 3 pachete de țigări pe zi, dacă mănânci la timp, dacă faci o leacă de mișcare, știi și vaccinezi, nu mai faci naibii tuberculoză. Dacă te învață cineva. Dar dacă tu bei, mănânci când îți amintești, dormi 2 ore pe noapte, fumezi țigare de la țigară, normal că faci TBC-ul, înțelegi? Da. Și ajungi la TBC-iști. Normal. Dar trebuie să te înveți cineva. Deci de aici pleacă, de la învățământ, de la educație, de la ceea ce poți învăța și poți aplica. E foarte simplu. Deci e foarte simplu, pentru că tu gândești un pic și medicul ca să ajungă medic o învățat. El nu s-a născut, înțelegi? Decât vindecătorii și vraci ăștia care pun mâna pe tine și vindecă orice. Înțelegi? Cu becul, nu? Cu becul. Fiule, ești vindecat. Poftim. Altul la rând, altă oaie. Altă oaie, înțelegi? Deci, nu. Și medicul care să ajungă la nivelul ăsta de performanță, el învață. Și învață fiecare zi. O, da. Deci, pe lângă faptul că învață mult până se iasă de pe băncile școlii, da, că să devină da. Decât rezident, nu? Da, că devine rezident. Că poți să faci 6 ani și să rămâi... Să rămâi tot acolo, taximetrist, da, se poate. Dup.
După care, cum să spun, nu știu, dar am făcut cineva un calcul că practic un medic începe să câștige bani adevărați abia după vreo 20 de ani de școală. Nu 20 de ani de școală, stai mai bine, că-s 12 clase, asta hai să spunem că le are toată lumea, deși obligatoriu să reveni dinapoi până la 10, parcă, nu? Sau cum e acum? 8 clase suficient. 8 clase suficient. 7 făcute pe bine, e suficient, nu e problemă, da. Da. Spuneam, după, undeva după 20 de ani de școală, abia dacă începe un medic să câștige. Păi mai da, pui, și normal. Mai da, pui da, cu cei 7 ani de acasă, cât mai rămâne ca să muncească și să mai și trăiască omul ăla? Da, da, nu mai rămâne. Dar nu e așa. Ei stau și beau cafea pe banii noștri. Și vor să ne omoare. Vor să ne omoare prin vaccinare și prin alte minuni, prin medicamente și prin alte minuni. Deci vor să ne omoare pe toți. Da, bă, vrem să vă omorâm pe toți. Dar nu noi. Pentru asta există politicieni. S-a inventat această numită politicianul care uite ce... Uite ce minuni face când e lăsat la butoane. Nu știu, rămâne să vedem. Rămâne să vedem. Așadar, ridicați semne de întrebare vis-a-vis de... Da, era o chestie care, vă spun sincer, m-a frapat așa. Și oricât ar fi, tot generează niște deranjuri. Și nu știu, încă n-am văzut un lucru bun. Păi era legea asta, sau nu știu ce cod fiscal, sau ce, legea pensiilor, sau nu legea pensiilor, asta cu revoluția fiscală. Da. Cu salarizarea unică, în fine. Au corectat-o vreo 3 ori de când au pus-o în aplicare. Și încă multe alte corecturi vor mai urma. Și vor mai urma. Sigur că da. Citeam acum că medicii vor ajunge la grila din 2022. O, da. Deci ei deja sunt în viitor. Da, 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 da. Ai râsul cu orice ori, Max. Nu o să aibă țapă. Da, adică, dintr-o anumită... O rezolvă pe asta cu medicii, să spunem. Dacă o rezolvă pe asta cu medicii din spitale. Da. Dar cu medicina de familie, care e prima linie în luptă, cum era, că parcă de la 1 martie ar trebui să fie semnat nou contract cadru? Nu, care de la 1 aprilie, de la 31 martie. De la 1 aprilie, deci. De aprilie, bă. Îndată iar o să vedem discuții. Medicii de familie sunt total nemulțumiți de... Grevă generală, cu lacătul pe dispensar. Asta este singura soluție. Singura soluție. Grevă generală. The only one. The only one. Cu lacătul pe dispensar. Și la revedere. Mergeți la policlinic, mergeți la spital, unde vreți voi. Pe mine nu mă deranjați. Înțelegi? În 2 săptămâni s-a blocat sistemul. S-a încheiat. Și atunci vin și te întreabă, domnul, ce a spus că vreți? Așa, cum fi copății, că semnăm, că nu semnăm, că nu ne convine, că falimentul... Astea sunt apă de ploaie. Înțelegi? Nu. Lacătul. La revedere. Nu consult, nu fac nimic. Nu, nici măcar nu sunt prezent la cabinet. Domnul... Dar este tenis, este începe vara. Începe cupa meritorului la tenis. Puteți dumneavoastră să vă lăsați băbuțele și Max, începe în cupa, suferință. Începe cupa meritorului la tenis, unde eu am de luat bătaie. Înțelegi? De acord cu dumneavoastră, dar... Cum să spun? Din câte știu și din ce am mai văzut. Sunt câteva zone... Unde, că, practic, aici exploatează specia aia de care vorbeam mai devreme la maxim. Măi, când ești medic de familie și îți cunoști pacientul, știi că ăla e în suferință, știi că ăla se prăpădește dacă nu își ia tratamentul lunar. Poți să închizi ușa, domne, eu sunt în grevă, că uite, policianul ăla pe care l-ai votat tu își bate joc de mine. Duplicitate? Imediat. Și vrei, nu vrei, îl ajuți pe omul ăla care a aflat în suferință. Profesorii la școală. Niciodată nu pot să fac o grevă, da? Când știu că... când faci greva? Băi, când ar fi un examen, o chestie de asta, adică să conteze, să sperii politicianul, da? Și atunci ameninți, măi, fac grevă acolo. Dar tu care ai școlit copilul ăla atâta timp și care știi foarte bine că e un examen, e un motiv de stres în plus și ce vrei tu și copilul se pregătește exact ca la sportiv, știi, să fii cât mai bun în ziua aia. Și tu să-i faci atunci grevă, știi că s-ar putea să iasă, să nu mai fie scara valorilor atât de corect așezată și... Nu.
Asta exploatează băieți. La medicină. Las oricum facă, nu-i lasă. Dă-mi o soluție. Păi n-am. Că dacă aș avea, aș... Cu ce... Cum forțezi lucrurile în cazul în care nu-ți convine ceva și nu ești băgat deloc în seamă? Cum le forțezi? Păi numai așa se poate. Cum? Deci numai cu grevă. A, păi vezi, pe de o parte spui că se face și pe de altă parte spui că nu se poate. Nu, am zis că politicienii exploatează această slăbiciune. Slăbiciunea noastră, pentru că încă suntem umani, încă suntem oameni și întotdeauna vedem suferința celor din jur. Și de-aia niciodată... Deci eu nu vă văd pe dumneavoastră, domnul Haidamac. Veniți aici la emisiune, declarativ. Doamne, eu sunt primul care închis și... Da? Da. Vă spun eu că dacă vă sună tușa Floarea, care e bolnăvioară și care știți foarte bine că trebuie să-și ia tratamentul, domnul doctor, și știți că moare dacă... Vă spun eu, săriți peste grevă, vă faceți așa, i-ați făcut rețeta, ia de aici, ca să... Spuneți mie că puteți să... Nu pot, da, așa. Și la fel și în învățământ, pregătești copilul ăla să ajungi când... Domne, grevă, că banii nu aștept, da, mă, dar copilul parcă e mai prețios decât orice, că e viitorul țării. Așa sunt o categorie care se cheamă fraieri. Și care am văzut eu într-un documentar foarte bine specializat, în momentul în care consta și îți dai seama că ești fraier, îți apar două urechiușe de alea de măgar și scrie Zucker, nu? Da. Zucker, dar cu S. Publicitate revenim.